Bună seara și bine v-am găsit la Business Up. Astăzi avem plăcerea de a discuta cu unul dintre tinerii antreprenori care a reușit să transforme pasiunea într-o afacere în industria modei. Ion Duca, fondatorul brandului Duca Clothing, a lansat această afacere în 2021 și în doar 3 ani a depășit provocările de început pentru a crea un brand pe piața locală. Vom explora parcursul său antreprenorial, lecțiile învățate și viziunea sa pentru viitor, inspirând astfel tinerii antreprenori din Republica Moldova. Ion, te salut în studio Business Up și mă bucur foarte mult că putem să avem astăzi cu tine această discuție. Andrei, salut! Salut! Bine v-am găsit! Mersi mult pentru invitație! Tu ești la început de care în afaceri, deși ești tânăr, deja ai câțiva ani, 2-3 ani de experiență practică. Cum te simți în afaceri după primii ani cu propria ta afacere? Destul de bine. Cu multe provocări, dar foarte bine mă simt. Cu provocări zilnice, dar mereu ascendem spre ceva mai mult, escalăm. Ok. Tu ai un domeniu în care, în mod normal, excelează mai multe femei decât bărbați. Ce te-a făcut să alegi anume acest sector, anume această direcție? Industria fashion și, în special, brandul Duca face haine, îmbrăcăminte pentru femei, pentru doamne. Da. Ideea și... Ideea unui brand de haine vine încă din copilărie, când mama se ocupa cu cumpărarea, vânzarea hainelor de peste hotare în Republica Moldova. Încă de atunci îmi venise ideea pentru a crea ceva propriu, într-o vârstă fragedă, dar deja cu analiză că pe atunci piața Republicii Moldova, antreprenorii care cumpărau și vindeau haine aici pe loc, în principiu cumpărau din același locuri. Doar ceva, adică, nu știu, metoda de vânzare, poate, sau... Marketing, promovarea, feeling-ul vânzătorilor, dar în principiu, ca local, se cumpărau din aceleași locuri. Și îi propuneasem atunci mamei și tatălui, mai poate deschidem o fabrică, poate deschidem un brand, ceva, la care atunci nu au tras atenția, totuși aveam 14-15 ani, cred că. Atunci, ok, erai deci în școală. Da, cred că clasa 8-9, cam așa. Atunci n-am fost luat în serios și să cam asta, ei au continuat mai departe. Am învățat prea mult băiatul la școală, hai să-l mai lăsăm să vedem ce face. Poate n-am fost cel mai bun elev, dar în fine. Să știi că mulți antreprenori nu sunt cu 10 pe linie. De tot ok. Nu, deci școala internată cu eminent. Okay. Avem o leac de lecție. A urmat după? După a urmat deja, eu mi-am văzut de treabă, da. A urmat colegiul, universitate, să avem diplome, le avem. Așa. După care am, tot în parcursul ăsta colegiul, universitate, am încercat mai multe lucruri, da. Am lucrat administrator în diferite companii. Ce ai un pic de background pe zona de afaceri, adică inclusiv în calitate de angajat sau de... Da. Ai putut să observi. Nu e afacerea, adică care a început-o imediat după băncile universității. Nu. Oricum, după universitate sau chiar și în timpul universității, oricum mai aveam un fel de joburi, ok, nu pentru bani, mai mult pentru experiență, lângă oameni destul de puternici, care cumva... mi-a dat multe lecții. Plus, desigur, am părinții, care am un exemplu de ce trebuie de făcut, ce nu trebuie de făcut, au un background-ul lor. Și eu, așa, fiind o persoană mai vizual cu analiză, oricum, tot asta am trăit. Da? Deci ai stat lângă ei și ai observat, de fapt, ce au făcut, unde s-au admis anumite greșeli, poate ai prins niște lecții. Tu ai început afacerea în anul 2021, al doilea an de pandemie. Da. Cum... de ai avut curajul să faci lucrul ăsta? Adică era un moment potrivit, nu știu, ai fi deschis-o mai devreme sau atunci a fost momentul? Adică ce, cu mult de factori, să zicem, ce s-a întâmplat anume că atunci, în anul ăla, ai decis că, gata, mergem la să registrăm firma? Interesant. Întrebare. Uite, acolo sunt mai mulți factori. Unul din factori era că mi-am avut o perioadă mai grea în viață atunci. Și ideea și brandului Duca și această afacere a fost o scăpare a mea. Ok. Și că tu ai ideea asta din școală, așa cum spuneai. Da. Și atunci erau și niște momente mai problematice și în familie. Și toți în pandemie am trecut momente grele. Și eu atunci cu mama am stat și am discutat și zic, mai hai să încercăm. Și de această dată mama a zis că... Hai! Hai!
Cumva ea a fost omul care a zis, pentru ideile mele mai nebune, că mereu le-a susținut. Și mai greu, mai ușor pentru ea, poate emoțional, dar am pornit. Ea a găsit pe cineva din, fiind în colaborare de mulți ani, adică cumpărat de undeva din Turcia sau din alte momente, a găsit o companie din Turcia cu care a luat legătură și compania aceea ne-a dat prima stofă. Ok. Da, pentru că afacerea cu comerț și vânzare e diferită de a importa, să zicem, stofele, a produce și a vinde produsul, un produs nou, adică practic să-l creezi de la zero. Este foarte diferită, dar oricum, hai să așa spun, eu am un plus foarte mare pe care eu mi-a acoperit una din temeri, erau vânzările, pentru că cunoșteam că, cu siguranță, dacă o am pe mama alături, vânzările o să fie și cam așa și s-a întâmplat. Vânzările, vreau să zic, e temerea și problema numărul unu a afacerilor. Da, cred că asta și este. Ok, ele trebuie să meargă pe același pas, dezvoltarea, produsul, pentru că oricum cât de bine n-ai vinde, dacă ai un produs de o calitate mai proastă și clar că omul primul o să cumpere o dată, două, a trei, dar pe urmă o să spui că băi, nu mă aranjează. Așa că noi am încercat ea pe partea de vânzări, nu doar vânzări, și normal că noi ne consultăm aproape în toate momentele și ideile, eu mai mult pe partea de networking, construcția, construirea echipelor, design-ul, media, Instagram, Facebook. Sunteți o echipă complementară. Da. Mama cu experiența ei în domeniul importului și comerțului de haine, îmbrăcăminte și tu deja cu viziunea nouă, tânără. Să știi că lucrul ăsta se observă și eu îl observ în mai multe afaceri. Și afacerile care abia se lansează acum, așa cum este și afacerea voastră, dar și afaceri care deja sunt lansate de prin anii 90, când prima generație de antreprenori, cei care au scăpat de Uniunea Sovietică, acum transmit afacerile către copiilor. Și eu observ diferența, deci cum apare marketing, promovare și vânzări. Să văd foarte clar rezultatele acestor afaceri de când copiii sunt implicați în afaceri și cred că este și cazul vostru. Eu vreau să întreb pe zona de anumit domeniul ăsta pentru haine pentru doamne, da? Pe care te-ai dus tu. Deci e și ceea ce era specializat afacerea în comerț a părinților? Adică tot era această direcție și așa ai simțit că uite, asta e nișa pe care am putea să o explorăm. Unul din factori și normal că este chestia că anume business-ul lor a făcut pe chestia de vânzare către dame. Este și segmentul de piață mai mare. Segmentul de piață. În al doilea factor e și normal că femeile se îmbracă mult mai des. Mai bine ca bărbații? Da. Apropo, la noi, da, cu mult mai bine femeile se îmbracă bărbații. Am fost în alte țări unde, nu știu de ce, erau totul invers puțin. Ok, mă rog, țin niște cultură. Da, nu, și normal că am început pentru doamne, pentru că știi cum, cine mai bine o să îmbrace o doamnă decât un bărbat. Ok, da, deci cum spuneam, tu ești printre puținii bărbați care sunt în industria aceasta fashion și nu e un segment ușor, pentru că să anticipezi, să simți ceea ce își doresc clienții e oarecum o artă, în special să mai ai și o afacere, nu doar să fii un profesionist. Hainele care se fac în brandul Duca sunt viziunea mea față de femei. Eu văd mereu femeile ca persoane romantice și cum era fraza aceea că femeia trebuie să fie îmbrăcată mereu pentru a lăsa o doză de imaginație pentru un bărbat. Așa. Așa și brandul Duca. Viziunea mea împreună cu echipa este să îmbrăcăm femeia frumos. Nu prea avem vulgaritate, mai mult este despre feminitate, despre ceva clasic. Ceea ce mereu se întreabă și se înțelege. Anume cuvântul femeie, da? Și întruchiparea unei femei. Ok. Așa, un gând destul filozofic. Am înțeles. Tu ești cel care faci desenele hainelor, îmbrăcăminte, ești implicat în construcția lor sau în aspect cum arată? Că tu ai zis că este viziunea ta, anume. Este destul de dual. Eu nu desenez, da, nu desenez, okay. Și nu, eu am o viziune în interior. Deci, dar ai idei. Am idei și normal, pentru că sunt o persoană, pot să spun că sunt o persoană artistică, da, într-un oarecare mod, pentru că și antreprenoriatul este o artă. Dar în principiu, eu mă ocup de antreprenoriat, dar sunt implicat aproape în toate chestiile. Adică e și normal că designerii, echipa de design
analizează tendințele globale, tendințele care merg înainte, sunt câteodată când noi ghicim chiar și tendințele până a apărea pe piață, cât globală, okay, cât și internațională. Și eu deja mi-i vin desenele, noi le vedem, le încadrăm în brandul Duca, după care le dăm către constructor, constructorii le fac. Normal că primele modele pe care le văd, eu mă uit, le văd și le accept sau nu. Ele trec prin mine la momentul actual. Ok, deci tu ești oricum aproape tot ce vine ca și propuneri, discuți cu echipa și ai un ingredient pe care îl dai și tu acestor primul materialele piese vestimentare. Zi-mi, te rog, cât de largă sau de îngustă este gama de produse pe care le fabricați voi la Duca și le propuneți doamnelor, clientelor voastre? Gama este foarte largă. Pentru că avem, începând cu costume clasice, costume oversize, fuste, pantaloni, sacouri, jalete, până la rochii zi de zi, până la rochii de seară. Adică este o gamă foarte largă. Știi, mereu era întrebarea asta de la antreprenori, cu ce business-ul tău sau brand-ul tău ajută oamenii, da? Eu ajut femeile să-și păstreze timpul, pentru că odată intrând în magazinul Duca, e normal că o să găsești aproape tot. Ai nevoie ceva pentru oficiu sau ai nevoie pentru ceva pentru seară? Și pentru seară, toate ocaziile începând și cu palton sau trencuri. Okay, deci și pentru sezonul mai răcoros care începe în curând. Încercăm să luăm toate sezoanele. Ok. Știu că în domeniul industry fashion sunt și elementul ăsta de colecții. Da. Cum lucrați pe această direcție? Aveți și voi colecții, nu știu, de vară, de primăvară? Primăvară, vară, toamnă, iarnă. Da. Okay. Scoatem. Deci de câte ori aveți modele noi? Cât de des? Adică în timpul anului? Înainte două ori, trei ori? Înainte le aveam mult mai des. Încercam poate fiecare lună să băgăm cu ceva nou. La momentul actual puțin ne-a oprit din a scoate atât de mult produse noi. E destul de provocator. Încercați să concurați cu brandurile mari atunci. Da. Asta și este ideea brandului, pentru că încet și ori cu pași mici spre stele. Dar la momentul actual, de ce puțin ne-au oprit? Pentru că a făcut un puțin rebranding, există acum momentul actual. Okay. Asta încă nu a fost prezentat, dar avem schimbarea logotipului, schimbarea etichetelor și încet și ori vrem să mai schimbăm și materialele și puțin modelele. Da? Adică vrem să creștem. Eu sunt o persoană, dacă îmi permiți, sunt o persoană care mereu, atingând un scop, primesc plăcere și foarte repede vreau ceva nou sau să trec la următorul pas. De-aia se primește că motorașul este cam nu se oprește. Nu-ți place tot ce înseamnă rutină în sensul ăsta? Adică nu permanent să inovezi, să excelezi. Acest rebranding despre care ai vorbit și care urmează să-l înfăptuiți, de ce este dictat? E dictat de o etapă prin care trece afacerea? Adică care e nevoia? Vreți să vă diferențiați de competiția din piață sau ce mesaje poate vreți să transmiteți clienților voștri? Păi, mesajul meu către clienții e că iubim. Și pentru ei ne străduim mereu împreună cu echipa și toți care fac parte din familia Duca. Așa că este o familie. E o afacere de familie, până la urmă, și inspirată din familie. Da, dar și familia. Duca este Duca. Exact. Familia noastră. Și oamenii care sunt cu noi în echipă, tot deja sunt partea familiei acestea. Din dragostea către clienți și ceea ce că numele crește, noi încercăm mereu să dăm mai mult și mai mult. Poate de la început n-am putut da ceva care o să dăm acum, pentru că nu existau finanțe sau poate nu existau idei sau nu exista experiență. Acum vrem ceva să mai ducem și ceva mai nou pe piață, ceva mai interesant și mereu să bucurăm clienții cu ceva frumos pentru ei. La ce gândește acum Ion Duca când este vorba despre afaceri? Care-i gândul care, nu știu, te maci sau pentru care cauți o soluție? Sau din ce domeniu este? Nu știu, poate e pe zona de vânzări, pe promovare, pe marketing, pe produs, pe ce este? Pe resurse umane? Care e provocarea actuală? Provocările sunt... Tot este sunt multe, știu. Tot e o provocare, că atunci când te trezești de dimineață și te schizi ochii, deja este o provocare să ieși mai departe, să lupți. Da. Ce mai des, de exemplu, în afacere, în ultimii trei ani, ce a fost? A fost întotdeauna diferit la nivel de provocări. Da, desigur, cândva a fost cu resurse umane și la momentul actual sunt resursele umane câteodată. Altădată designul, altădată vânzările erau pentru să le putem
să le creștem, pentru că se întâmplau câteodată că vânzările erau mai mici decât chiar și astup cele mai mici cheltuieli și cumva trebuia mereu să găsești... La început, oricare afacere este, provocarea cea mare este să treci de pragul de rentabilitate, adică să le vrei mai mult decât costă această investiție a afacerii. Te-ai spus cuvântul rentabilitate și mi-am amintit că cred că primii jumătate de an sau un an aproape am lucrat în minus pentru că s-o nu știam a calcula rentabilitate. Face că lucrează mai mulți ani în minus și vorba de investitori mari care investesc, nu știu, într-o rețea în mai multe magazine și atunci ei sunt ok să lucreze 3, 4, 5 ani în minus, după care știu, ei știu când vine acel plus, conform planurilor de afaceri. De acord. Dar... ai un plan de afaceri? Nu. Acum, ok, sunt niște idei și... Nu, poate nu e scris pe hârtie, dar sunt sigur că tu ai viziune și vezi încotro merge afacerea. Tot am cred că o lună, două, de când tot mă așez să scriu acest plan de afaceri pe 10, 15, 20 de ani înainte. Ok, ideile în cap sunt, dar mereu, cum îmi spune managerul meu pe dezvoltare, îmi spune mereu că trebuie să fie pe foaie tot asta făcut. O să o fac și pe asta, cu siguranță. Provocările de zi cu zi sunt un antreprenor, adică personal spun doar din perspectiva mea, sunt interesante, pentru că trebuie mereu să găsești acel mijloc, da? Acel mijloc pentru că să nu cumva să intre dintr-o extremă în alta. Asta este vorba despre dezvoltarea personală cât despre dezvoltarea afacerii. Odată ce te dezvolți tu pentru fiind capul acestei afaceri, pentru că am observat foarte mult, știți, este așa, nu știu, am citit așa o frază, afacerea este ca copilul tău. El primește de la tine ca fondator cât și părțile pozitive, cât și părțile negative. De la început nu înțelegeam chestia asta, poate nu o simțeam, dar am văzut că atât timp cât e la mine în viață haos sau în cap se întâmplă haos și asta. Am eu dispoziție, se întâmplă și echipa cumva se transmite aceste. De aia mereu în căutarea echilibrului ăsta. Destul de interesant. Astea sunt meditații până la sport, de la sport la creștere personală, citit, alimentație corectă, apropo, asta e tot un lucru foarte important. Trebuie să găsești mereu mijlocul, pentru că eu destul de, ca persoană, intram foarte des din extrem în extremă și asta este un, cât și partea pozitivă, cât și negativă a mea. Poți pătimi cu acest aspect. Dar încerc mereu și mă bucur că am oameni din spate care mă împing și când mai am nevoie de un șut în fund, mi-l dau. Cine este cea care... Oh, cine poți fi? Știi cum a zis? Cea care dă cele mai multe șuturi. Foarte corect a spus cea. Am intuit așa cumva că ar trebui să fii probabil mai mică. Păi fraza din spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică este 100%. La momentul actual, până la vârsta pe care o am și până în ziua de astăzi, este mama. A fost omul care... Mereu. Te ajută să găsești echilibrul de care ai nevoie în... Ea mă ajută să mă dai câte un șut în fund foarte des, da, asta e 100%. Și când sunt momente când deja mă susține că vede că mai sunt la altă extremă. Da, este omul care noi discutăm foarte des, e și normal că ca orice familie și ca orice afacere mai sunt câteodată dispute, dar ajungem la un autor comun mereu și totuși suntem o familie. Da, dar știi cel puțin că este omul în care ai încredere totală și orice nu ar vrea să te sfătuiască, se va gândi întotdeauna să-ți facă bine decât rău. Da. Asta ar fi. Uite, tu mi-ai povestit un pic mai devreme că ai făcut și sport de performanță. Da, cândva. Cum te-a ajutat aspectul ăsta în afacere? Adică că sportul se face prin disciplină. Da. Am avut o perioadă destul de lungă în sport, pentru că așa am avut un exemplu al tatălui și am plecat și eu. Așa mai aveam niște probleme cu comportamentale, că am fost, ca cred că orice antreprenor, cred că... Băieții. Da, așa mai interesant. Și am fost dat în sport, am fost motivat că cândva tata era campion să devin și eu, că să am și eu măcar o medalie. Ți-a plăcut sportul? Da. Îl mai practici? Deja nu. Sportul activ, practic, adică. Da, dar anume ce legat de lupte, atunci am făcut kickboxing, nu-l mai practic, acum nu-mi permite niște momente de sănătate, de asta și nu-l practic. Dar pot să vă spun că atunci tot, doar am intrat în sportul ăsta și pe 3 luni deja aveasem prima medalie campionă a Moldovei. Wow, felicitări! Da, eram motivat, destul de motivat. Mereu... Unul din persoanele care mă motivează, mai sunt și eu în oglindă. Și mai mare, cum să vă spun, un critic mai mare ca mine, sunt foarte autocritic. Asta e și persoana probabil pe care îți vine cel mai greu să o conduci, ești tot tu. Da. Asta e dimineața ieșim din casă cu gândul, cu ideea în cap că astăzi
luăm lumea cu asalt și noapte deja tot această persoană îți spune, da, precis, să putem oare, da, oare, da, poate, da, poate, nu știu ce. Ok, sunt gânduri și gânduri. Din sport, dacă ai luat o lecție sau cea mai bună lecție pe care ai însușit-o și ai luat-o în zona mediului de afacere, adică sau acum în afacere, da, care e acea lecție? Lupta. Adică să știi și a încasa, a ține lovitura. A ține lovitura și a putea da. Și iarăși, totuși, suntem într-o competiție. Nu, hai, da. Eu luptă. Suntem toți într-o competiție. Zi... Fiecare zi este o competiție și noi, eu ca persoană, mereu vreau să... Și normal că vreau să fiu locul întâi. Nici cum a doilea sau a treilea. De-aia și asta tot motivează. Ești foarte competitiv. Da, dar competitiv cu mine însumi. Nu încerc să mă compar sau să fac competiții cu cineva. Ok. Am avut practica asta în cap și nu duci spre bine. Adică te autodistrugi din interior. Nu e bună chestia. Înțeles. Cu colegii de breaslă, cu cei care activează în sector, dacă ai zis tot de competiție, care este relația cu cei care activează în acest domeniu, cu alte branduri autohtone? E o relație bună, adică nu putem să spunem că comunicăm foarte des, când o facem foarte bine. Eu sunt de părerea că competiția, da, este mama progresului. De ce eu am o viziune foarte frumoasă asupra brandurilor autohtone și cei ce le conduc? Mă uit la ei și înțeleg că Moldova are o șansă extrem de mare pentru a merge mai departe, mai ales în fashion, eu cred că această industrie în Republica Moldova este foarte interesant. Și sunt foarte mulți oameni care îmi plac. Ok. Și-s doamne sau domni? Cum ai spus? Sau și doamne și domni. În domeniul ăsta mă refer la fashion. Domni sunt mult mai puțini decât doamne. Sunt destul interesanți băieți în design. Okay. Chiar și designer, chiar și fondator de companii. Sunt câteva, am avut practica de a discuta cu ei. Acum chiar în luna iulie am plecat într-un training la Universitatea Polimoda prin Zip în House. Italia. Da, Italia, Zip House. Okay. Atunci organizat cu IKEA un contract de colaborare și am fost acolo la care au fost și alți bărbați, băi, da, care cu care de Republica Moldova sau erau la acest. Am fost doar de Republica Moldova. Țări. Nu am fost doar de Republica Moldova și am fost învățați de către în universitate de profesori italieni, cineva viraj din Scoția, adică toată asta a fost în engleză și chiar am avut onoarea sau plăcerea să trăim într-un apartament mai multe persoane, dintre care erau încă și doi bărbați din industria aceasta. Ok, perfect. Vestim un pic mai multe imediat după o pauză de publicitate, pentru că e foarte interesant. Prieteni, publicitate și revenim foarte repede. Prieteni, am revenit și continuăm discuția noastră cu Ion Ducă, fondatorul Ducă Clothing, un brand fashion autohton pentru doamne. Ion, până la pauză am început cu discuția despre experiența ta de a merge peste hotare și de a obține anumite informații în cadrul vizitare la Polimoda. Ai zis că au fost și bărbați, nu doar doamne, pentru că noi ziceam că industria e un pic guvernată de doamne, dacă pot să zic așa. Ce alte detalii ne mai poți povesti din această vizită? Cu ce wow, poate, sau cu o conștientizare a revenit de acolo? Eu pot să spun că asta pentru mine a fost un mare wow, pentru că de când am deschis afacerea, este prima mea ieșire din țară. Ah, ok. Felicitări, da, atunci cu debutul. Cumva am încercat să combin învățatul cu odihna, cu călătoria, de-aia am plecat cu mașina. Adică ok, și ați ajuns în Florența. Da, oraș cu istorie, cu... Foarte frumos, foarte interesant. Mi-au schimbat câteva idei acolo, cu siguranță. Având niște profesori interesanți, plus iarăși am... Cât timp ați fost? Două săptămâni. Două săptămâni, ok, nu-i puțin. Și rebranding-ul, ca idee, a apărut acolo? Sau l-ai de ceva timp și... Rebranding-ul de mai mult este pe stop. Acum, pur și simplu, s-a găsit profesioniștii care să-l facă. Cum am ok, că și asta e o provocare. Da. Să lucrez pe zona asta. Da. Nu, eu sunt de părere preț calitate mereu. De asta și cumva. Ok. Italia. A fost. Ce wow-uri.
au restat acolo, cum am început, cum te trezești să mergi spre universitate, m-am simțit prima dată student, pentru că de obicei când aici în Moldova am mers cu mașina la universitate. Aici am avut experiența de mers pe jos, tramvai, bucătăria, dar și normal că lecții toată ziua și oameni care, profesori care au lucrat cu brandurile mari, cu okay. designerii mari, cu globali care sunt. Ce subiecte? Aspectul a fost mai mult business. A fost merchandising-ul și okay. dezvoltările. Și legat de produs? Ce anume? Adică cum trebuie să arăte, cum trebuie, nu știu, despre nevoile clienților, despre cum îți organizezi afacerea, poate? Nu, ok, acolo mai mult să vorbim despre cum, adică, cum scos colecțiile, buyer, cum corect lucrează asta pe nivel internațional, chestia de okay. fashion, cum se... Pe zona de internaționalizare, că acum brandul Duca e local. La momentul, actual, da, este local. Dar și e normal pentru mine că eu vreau să cresc acest brand către un brand internațional. Național bine pe picioare să stăm, după care să-l internaționalizăm. Pentru că sunt cereri din alte țări care au spus că nu le ajunge Duca la ei în țări și de aceea okay. cred că o să lucrăm și o să lucrez pe zona asta cât mai curând. Cât și bărbați. În ce țări au zis că își doresc haine cu brandul Duca? Păi, destul de interesant. Una despre Europa sau Americi, nu știu, Asia? Nu de mult am avut și niște mesaje din Asia, dar așa mai mult ar fi România, Londra, Germania, Elveția, okay. Amsterdam. Și sunt moldoveni din diaspora sau sunt și clienți... De alte naționalități? Nu, sunt 50-50, da? Pentru că sunt și moldoveni din diaspora, okay. care au venit cu prieteni de acolo deja, de locali, nu a noștri, și sunt și oameni care, de exemplu, au vizitat Republica Moldova, au ajuns la magazinul vostru? Au ajuns la magazinul Duca, au pipăit, au văzut produsul, au văzut calitatea și cumva undeva s-au îndrăgostit. Am avut și am expediat mai multe colete către diferite țări. Am avut și clienți care au ajuns și în New York, Chicago, Las Vegas, în Haine okay. Duca. Deci putem să zicem că ușor, ușor v-ați internaționalizat. Da. Încă la scară mică, dar deja Îți găsi haine cu brandul Duca nu doar în Republica Moldova. Da, chiar de mult mi-a arătat, cineva mi-a trimis un screen o haină Duca, cred că după eticheta am înțeles care vă încă 2 ani urmă. Ceva din prieteni sau un client? Mi-a trimis ceva un screen la resale deja, am văzut. Ah, ok. Da, cineva deja a vândut, adică a făcut resale, cred că. Care a vândut? O piesă care are deja 2-3 ani, adică eu mă bucur. Despre ce merge vorba? E o rochie sau... Da, e un tip rochie. Uitați-vă, eu m-am bucurat foarte tare și mi-a dat mult anul ăsta, m-am bucurat foarte tare, am avut clienți care au cumpărat ani în urmă, un an, doi în urmă, adică când de banca afacerea s-a început, s-a deschis, au cumpărat ceva haine de la noi și au venit anul ăsta pentru puțin de modificare. Au slăbit. Continuă să poarte haine și își doresc da. Să le vină și acum când da. Și-au schimbat formele corpului. Da, și am chiar și câteva unități deja care au un an, doi deja pentru haine, cam e strane acum, știi, câteodată, parcă îți pare că ele mult mai repede își iese din... Deci semn că sunt făcute din stofe calitative, sunt bine croite, efectiv îndrăgite și purtate. Da, asta pentru mine este, mă bucur foarte tare. Bun, feedback-ul clienților este foarte, foarte important. Cât de mult te bazezi, vă bazați cu echipa pe ceea ce spun clienții? De exemplu, au venit poate anumite idei de la clienți și le-ați implementat și au avut succes? Sau poate unele, nu știu, poate nu au prins la toți? Clienții sunt cam săraci la complimente, da? Atunci, de obicei, feedback-urile pozitive vin leacă mai greu, de obicei, mai târziu. Dacă okay, un bine feedback... că se practică recunoștința. Da. E adevărat că e un element de cultură care ne lipsește, totuși, în mare parte. Da, da, aici cu siguranță. Dar, ce pot să spun, sunt modele care sunt, de exemplu, cineva ne-a rugat să facem un model pentru el, personal. Deci aveți nu doar, să zicem, haine în serie, sau cum le-a spune, cu produsul de voi și vândute așa da. Cum se văd, dar faceți și haine la comandă. Se mai întâmplă, da. Acum practicăm tot mai rar și mai rar chestia asta, pentru că, cum și-ai spus, recunoștință, pentru că un produs pentru făcut
personalizat, necesită mult mai mult timp și mult mai multe cheltuieli din partea companiei către lucrătorilor care fac chestia asta și oamenii nu mereu asta înțeleg. De ce? O practică tot mai rar, pentru că se mai întâmplă chestii de genul, și, dar o facem și pe asta. De-aia și spun, cândva spui cum luăm noi în calcul clienții. Sunt clienți, sunt rochii care sunt în Duca de la clienți, care au venit cândva cu o idee de-a lor pentru a face lor, nou ne-au plăcut, am cerut, am spus că dacă nu e o problemă... Dreptul de autor, da? Da, da, avem probleme cu drepturile de autor aici. N-au cerut comision? Nu. Ok, bun, s-au bucurat probabil că au regăsit ideea lor în da. Colecția voastră. Da. Tu spuneai, ai menționat cumva cuvântul bărbat. Copii? Acum sunteți în direcție pentru doamne, femei, domnișoare. Da. Tu astăzi ești... în haine create Duca. De brandul tău, Duca. Da, astăzi... Pantalonii, sacou... Full look, da. Pantalonii, sacou, maieul de sub, tot este Duca. Doar Ion Duca poartă Duca? Din bărbați? La momentul actual, da. Da, alți este... bărbați, când vor purta și brandul Duca? Cât mai curând posibil o să încerc. Acum chiar am avut... azi ce la noi este... Așa, luni am avut o discuție cu echipa pentru noi, la momentul actual nu am un constructor pentru bărbați, dar am pe cineva din echipă care are un vis, cred că da, sau vrea să construiască pentru bărbați, de ce? Cred că curând o să facem. Acum facem niște experimente. Este a fost okay. Primul costum, este primul chiar. Cum a ieșit? Da. Foarte. Eu, eu am o provocare personală să găsesc haine pentru înălțimea mea. Eu am 1,90 m. Eu am provocare din cauza spatelui. Și mereu, și eu, îmbrăcând un sacou, eu vreau să mă simt foarte comod. Eu nu sunt despre asta, că sărădor frumos, dar stau cam așa. Așa, ok. Iactă-mă, sunt în sacou. Într-o cutie, adică vrei da. Eu sunt în sacou, eu sunt flexibil total. Eu sacoul, adică nu-l simt pe mine. El e făcut, cum îl vezi, din română, nu știu cum, e dvoubordne. Nu vreau să folosesc rusizme. Mai clasică, da, elegant, okay. Mai clasică, partea da. Din față. Dar mâinile sunt luate de la ceva mai sport. Și am combinat clasica cu sportul pentru a putea să mă simt bine și să fiu modificat. Și plus este o stofă de in aici. Avem un in. Okay. Avem okay. Un in deci o stofă coton. Naturală? In cu coton împreună, da, pentru că puțin adaos de coton, să nu fie atât de să nu se bățească atât de tare. Să fie mai comod, să-l porți. Nu. Inul de obicei, că in curat, că proprietatea are că nici nu sufle pe el, de el deja se îmbățește. Înțeles. Ca și stofe, cât de ușor, greu e să găsești ceea ce îți dorești, de exemplu, sau cum lucrați pe zona asta de furnizori acum? La momentul actual, și de la început, ok, eu am încercat, am analizat niște stofe de pe, am plecat peste hotarele țării, am încercat, am umblat cu puțin metraj, de la început, 1-2-3 metri pentru probe, pentru a încerca PPI, a simți, a vedea cum tot asta lucrează, după care am găsit un... Avem aici în Republica Moldova o persoană care se ocupă 15-20 de ani anume cu cumpăratul stofelor, adusul. Okay. Deci lucrați cu cineva local pe zona? La momentul actual, da, lucrez cu cineva local, plus mai am cineva o fabrică din Turcia care am nevoie, am fost la expoziții în România de stofe și erau prezenți acolo câțiva din Turcia și am făcut contact cu ei. Acum, pe 11 octombrie, mă voi afla tot în Turcia la expoziție foarte mare de stofe, tot... pentru a vedea noi stofi, pentru a analiza, să aduc ceva, să mai aduc ceva. Ce mai aduce piața, adică ca și noutăți, ca și stofe, combinații. Să vedem ce mai ne mai dă piețele internaționale, pentru că oricum vă dați seama că în Turcia scoase foarte multe branduri mari, și ei cumva toți sunt tendințe și înțelegi și tendințele după ei și vreau să văd care sunt mai pe ceva nou, poate. Sunt în căutarea inspirațiilor mereu, pentru că trebuie să te inspiri. De acord. Rolul antreprenorului este permanent să inovezi. Și tu ai zis că nu prea ai răbdare să stai pe loc și atunci trebuie permanent să găsești idei noi, să le explorezi, să mergi înainte. Cum vă faceți cunoscuți în Republica Moldova momentan? Ce folosiți ca și instrumente? E doar promovare? E doar magazinul vostru? Folosiți zona de online? Nu știu, mergeți la târguri, expoziții? Participați la tot ce înseamnă aceste fashion sărbători de prezentare? Folosim la momentul actual... Nu afla clienții despre Duca. Folosim toate instrumentele. Ok, la expoziții nu prea am fost. Nu, nu,
nu am pe cineva acum în echipă care s-ar ocupa de expoziții. Poate pe parcurs, nu știu, o să mă gândesc. Dar în rest, media, normal, că social media o folosim cât de tare putem. Adică, care e cel mai popular canal pentru voi? La momentul actual este Instagram. Canalul Instagram și magazinul offline. Avem targeting-ul făcut, da. Acum cu marketingul mai puțin am pus o leacă pe stop, chestia asta vrem să reanalizăm încotro, luăm ce facem, aici o lecuță tot iarăși, vedeți tot timpul ăsta în transformări, dar folosim social media, mai colaborăm desigur și cu influenceri pe care noi simțim. Vreau să te întreb, acum aveți un magazin. Planificați să vă extindeți ca și prezență fizică sau veți merge mai mult pe online? Care este strategia voastră? Dacă o aveți deja sau încă vă mai gândiți? Nu. La momentul actual, hai să spunem așa, lucrăm pentru, eu personal duc acum o afacere pentru a mai închide din datoriile care existente, interne, externe. Da. După care respir o lună liber, fără datorii, cum s-ar spune, da, mai am o leacă, nu mai ușor. Și te gândești la strategie? Nu. Respir în colună și încep să dezvolt altceva, okay, mai departe. Adică alte împrumuturi, alte credite? Da, alte credite, alte poate aceleași granturi, o să încerc să accesez granturi, iar să dau ceva, poate un credit pentru deschidere, poate, nu știu, poate găsesc un investitor, am mai avut ceva oferte de investiții și poate să ajung și să mă gândesc și la chestia asta, pentru a dezvolta, pentru a da cât mai mult clienților noștri, o să fie făcut și un site pentru avantajul de ce eu acum vreau să deschid un site, mai bine, avantajul este că oamenii din Republica Moldova deja despre brandul Duca știu mai multe. Mulți din ei au fost și o pipăiet sau mulți au haine de la unul la altul, știu despre brand și este, deja este mai credibil pentru piața națională și aș putea, eu cred că cu siguranță i-ar putea să iei de pe site care va fi construit sau făcut. Mai ușor o să poată cumpăra, adică pentru că știind deja că este un nume sau este o... Ce înseamnă, poate, da. La nivel de mărim deja aș cunosc standardele. Și cumva știu că deja Duca dă calitate și cu siguranță o să, cu timp ce o să treacă tot mai mult și mai mult, în jos nu dăm, în spate nu dăm niciodată. Tu ai menționat acces la finanțare, creditele, împrumuturile. E una dintre cele mai problematice zone ale afacerilor din Republica Moldova, pentru că antreprenorii mici... greu cresc, să zicem așa, da? Dar nu poți să crești dacă nu ai resursele necesare. Bun, sau pornești cu ele din start, cu un anumit capital, sau îl creezi prin afaceri și mai atragi fonduri împrumutate. Aici? Pe zona asta, cât de complicat este acum să fii mic antreprenor sau la început de cale? Hai aici, o să povestesc cum a început Duca, dar ca să, și o să înțelegi. Duca a început din 3 împrumuturi. Ok. Un împrumut. Atât de la bancă sau? Nu, un împrumut de la turci în formă de stofă, care m-a așteptat 3-4 luni. Ok, deci un credit furnizor. Da, credit furnizor. Și un credit luat pe mama pentru câteva utilaje, mașinile de cusut. Și un credit pe mine luat pentru alte utilaje. Ok, ați împărțit rolurile. Da. Și un subsol a unui prieten de-a meu. Așa. Și după care am început pentru prieteni și mai departe, mai cu niște bănuți, la care este tata, care a susținut foarte mult, aflându-se peste hotarele țării noastre, o persoană foarte... Care vă ajută. Da, cu o persoană foarte interesantă, pentru că omul ăsta, tata tot a crezut în, nu știu, poate undeva n-a crezut sau poate undeva nu crezut. Bun, la școală ți-a zis că nu ești pregătit. Dar mereu ce a putut a trimis, cât a putut, absolut câteodată, poate eu nu știu, dar poate mi-a trimis și ultimii bani câteodată pentru a mă susține în asta. Și după care deja, iarăși aici vine din experiența părinților, știam că totuși aveam o privire spre credite mai ușor, pentru că mulți antreprenori, știți, și ideea asta că trăim fără credit, chestii. Eu mă uitam mult mai liber pentru că cumva am o istorie creditară de la 19 ani deja deschisă și la părinți fix aceeași. Deci aceeași am arătat proiectul la mai multe, la prima la microfinanțări și mai departe, după care am luat niște bani, am mai băgat încolo, prima am împrumutat de la prieteni, am foarte mulți prieteni cunoscuți, nu foarte mulți, scuzați, nu
Dar am oameni care au crezut, poate nu au crezut în brand, au crezut în mine și m-au susținut. Așa e de obicei, adică persoana construiește încrederea. Dacă am avut 50-50 care nu au crezut deloc și nu, câteodată mă interes pe oraș și spun că, deci, văd că merge așa, știți? Dar sunt oameni care au crezut și m-au ajutat. Sunt persoane, pot să le numesc pe degete și pe nume, fiecare care, eu îi țin pe toți care m-au ajutat, care au putut, cu cât au putut, m-au așteptat, mă așteaptă alții și până în ziua de azi, dar aici chiar le mulțumesc la toți, sunt un om foarte recunoscător. Noroc de oamenii care au încredere în noi și ne ajută atunci când avem nevoie și cred în noi ca oameni și în ideile noastre. Vreau să te întreb, pentru că ai vorbit și despre granturi, dacă ai reușit cu compania pe care o conduci să accesezi careva finanțări nerambursabile. Da. Am luat un grant prin ODA, da? Okay. Pentru ce a fost? Start pentru tineri. Exact, proiectul Start pentru tineri. Da. Start pentru tineri, atunci utilaj am cumpărat pentru din banii aia. Atunci era pentru anul pentru utilaj. Mașini de cusut sau pentru design ceva? Mașini de cusut liniare plus ceva mai specifice pentru noi, da, sunt acolo mașini cu zigzag, mașini de brodat, de uz casnic, niște termopresuri pentru a putea mai bine încleia stofa și multe alte momente de asta așa. Mașinerii mai specifice pentru această industrie. Ion Duca, dacă nu ar fi avut în familie experiența părinților în domeniul importului și comerțului de îmbrăcăminte, cu ce afaceri s-ar fi ocupat? Corect spus, cu ce afaceri? Cu siguranță vezi, mă ocup cu afaceri, asta e 100%. Ok, deci ai formarea antreprenorială. În ce domeniu? Ce domenii mai tentează, poate? Eu cred că m-am născut chiar cu asta. Am două pe care oricum vreau să le îndeplinesc cândva. Este vorba de Horeca și hoteliere. Ok, de ce te tentează? Prin ce sunt interesante? Experiența vieții. Cumva am mai avut o parte încolo și am avut experiență și în Horeca și în chestiile astea și mă tentează. Pentru mine sunt interesante și cred că la momentul actual, spun chiar, și pot să schimbi mâine altceva, dar pe lângă proiectul Duca Clothing, care va acapara poate tot ce legat de haine și nu doar, cred că o să apară în... până ce nu dezvolt Duca la nivelul care vreau, nu o să mă apuc de alte afaceri. Dar unii, două, dacă mă întrebi, care... poate undeva unde mă mai băgam eu, era cu siguranță Horeca și era cu siguranță ceva din hotelier. Am înțeles. Unde vezi brandul Duca, nu știu, în 5, în 10 ani? Oi, frumos îl văd. Îl văd cu siguranță pe internațional și brandul care va duce numele Republicii Moldova și pe internațional maximal. Pentru că orice haină o să iei Duca, o să vezi că scrie mai din Moldova și nu în altă parte. Ok, foarte bine. Asta și va fi cu siguranță mai departe tot punctul pe care vreau să-l fac eu, vânzând în export, dar oricum ținând pe Republica Moldova pentru oameni, pentru a da locuri de muncă, pentru a susține Republica Moldova și pentru a fi parte acestei țări. După ce continuă dezvoltarea pe plan național și cumva asimilați potențialul local, care va fi prima piață sau top 3 piețe? În care vrei să mergi cu... Siguranță va fi cel mai apropiat România. O să încercăm piața românească. După care o să încercăm deja pe online să mai dăm, să vedem cum reacționează Europa, cum reacționează America. De ce și nu? Sunt multe cazuri, multe istorie a brandurilor autohtone care s-au vândut pe piața americană și se vând bine pe piațele cele. Aici e de la caz la caz. Iarăși, noi o să încercăm, e și normal că dacă o să vorbim de internațional peste ani, normal că o să fie făcute niște analize sociale, de sociologi, sau să vedem cum fiecare zonă... Asta ce mi place și interesant chiar și în acest business, că fiecare zonă este foarte diferit. Adică chiar așa ce e și România, putem să o împărțăm în 4-5 zone, ei toți se îmbracă diferit. Exact. Europa la fel. De aia e și normal că între timp, primul o să vedem pe online, o să încercăm în mai multe părți să le aruncăm imagini, să vadă și să vedem cu cine o să vibrăm și ce oameni o să ne vrei. Da, pentru că aici totuși oamenii trebuie să te dorească.
Exact, exact. După, dar după asta, când deja și normal că aș lua o echipă care ar putea analiza piața, să înțeleg care costă și designul cumva să fie, chiar rămâne ducă, să vadă că este ducă, dar deja adus... Nevoia clienților ce își doresc ei în, da, în piața respectivă. Mai sunt niște idei pentru anume, pentru brandul ducă, care ar fi pe site, astea o să le lăsăm alea în culise. Poate atunci o să deschidem atunci când o să le pornim. Înțeles. Tot pentru clienți făcut, absolut. Ion, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția noastră. Emisiunea se apropie de final. Îți doresc foarte mult succes în ceea ce faci. Felicitări pentru decizia curajoasă pe care ai luat-o și foarte frumos domeniul în care ai decis să continui afacerea familiei. Și, încă o dată, foarte, foarte mult succes și să fie o inspirație pentru alți antreprenori tineri și tineri antreprenoare care se gândesc la fel, să pornească pe această cale și sper să fii deschis pentru a le oferi lor sfaturile și lecțiile pe care le-ai învățat tu în familie, dar și le înveți acum în afacerea ta. Mersi mult, Andrei, mersi mult pentru invitație. Cu drag și îți mulțumesc mult pentru discuție. Prieteni, sper că ați găsit discuțiile și subiectele noastre interesante și utile. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă îndemn să o recomandați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de ea. Și dacă aveți idei, întrebări sau sugestii pentru subiectele viitoare ale emisiunii noastre sau vă doriți un anumit invitat, vă încurajez să ne scrieți pe canalele noastre de social media. Iar în final, vă mulțumim pentru că ați petrecut timpul cu noi astăzi și ne revedem vinerea viitoare de la ora 22:00. Până atunci, să aveți mult succes și inspirație în activitățile și afacerile voastre.